Bună ziua, dragii mei! Bine v-am găsit la o nouă rețetă! Dragii mei, astăzi încercăm să vă facem o rețetă simplă, dar specială. O să facem pită umplută. Haideți să vă arăt rețeta. O să avem nevoie de o pituță din asta, o franzeluță din asta mică, nefeliată, care, bineînțeles, o să vine umplut cu următoarele ingrediente. O să punem în ea ciuperci, brânză topită, ardei, telemea, șuncă, dovlecei, roșii, ouă, mărar, sare, piper, condimente. Deci, dragii mei, o să vedeți cum procedăm. Deci, foarte simplă, rețeta e foarte bună, gustoasă, la îndemâna oricui. Se poate umple chiar cu orice. Noi astăzi asta avem, ce am pus eu pe masă, tot ce cam am avut eu în frigider acasă, tot am scos. Bineînțeles, mai trebuia dacă aveam eu măsline, dacă aveam porumb, dar nu am. Dar acum noi facem față cu ce avem. Deci asta avem, asta facem. Acum haideți să vă arăt cum procedăm. Deci avem nevoie de o pită întreagă, care uitați ce faină e din cumpărat, uitați așa arată. Și aici vreau să vă arăt, aici nu o mânca șoareci, o mânca Miriam, o rupt un pic, că uitați ce moaleu-i, vedeți? Și Miriam o rupt un pic și nu trebuia exact de aici, dacă rupea de sus măcar, de o rupt exact de aici. Dar n-are nimic, uitați cum facem, ca să vedeți. Tăiem pita, așa, pe jumate, ca să facem două porții mari. Deci tăiem pita, e moale, pita e faină. Acum au cumpărat-o Mihai. Noi o tăiem așa, pe jumătate, până în capăt. Uitați, așa, deci acum eu vă arăt procedeul. Uitați ce fain arată. Am tăiat-o în două. Și acum, haideți să vedeți cum facem. Acum o să tăiem și miezul. Miezul o scoatem ca să avem loc să punem ingredientele ce avem pe masă, că ăla trebuie pus în ea. Nu putem să lăsăm. Și uitați, așa, să vedeți ce fain să ia. Eu am tăiat marginile și rest o trag așa cu mâna și să vedeți ce bine să ia. Bineînțeles, miezul ăsta noi o putem mânca. Uitați. Ați văzut ce fain am scos-o? Deci așa să scoatem miezul și uitați, ca să vă arăt imediat, asta iau eu o farfurie și le pun. Uitați cum am scos-o eu, vedeți? Am scos-o de aici, aici nu-mi place că Miriam, v-am spus, aici am făcut-o, asta punem înapoi, punem dop, filmează aici, vedeți, am pus dop, că de aici acum o rupt, uitați. Și acum noi punem aici un dop, așa, asta e dopul. Și facem la fel și cu ăsta. Deci ăsta mutăm, așa, punem aici și scobim. Acum ăsta nu stă ea drept, că e rotundă, dar o să vedeți cum facem. Mai vreau să scot miezul și de la asta, ca să avem loc unde să umplem, că trebuie umplut. Și o scot prima miezul și după aia vă arăt cum facem să stea drept, imediat. Vedeți? Uitați-vă aici. Poftim. Așa. Și acum, ca să stea drept, că de ce nu stă drept? Că aici ai rotund. Uitați, stăiem un pic așa. Nu foarte mult ca să treacă alta, să aibă un pic de stabilitate. Atât. Ca să vă arăt. Și acum ați văzut că stă. Nu mai să bălângănă încolo încoace. Stă drept.
Așa că mai scoatem un pic de miez de aici, ca să nu se vadă, nu se vede. Și de aici, să aibă groapa mai mare. Uitați așa. Și asta o să luăm de aici. Deci trebuie scobit, să aibă așa, locaș unde vine. Eu mai scobesc ca să fie locul mai mare. Dragii mei, după cum vedeți, uitați, am pregătit aici o tepsie cu foaie de copt. Acum luăm pituța și uitați, le punem așa aici în tepsie, amândouă. Ca să nu mai ia o tavă, să punem în tavă, uitați, le punem direct în tepsie cum o să fie introdus în cuptor. Și acum, bineînțeles, noi o să punem, luăm tava și punem aici, deoparte. Și acum o să punem asta mai încolo, facem loc, ouăle la urmă, mărarul la urmă, tragem, eu am pregătit tocătorul, cuțitul și legumele. O să tăiem legumele. Cu ce începem? Putem să începem cu șuncă. Uitați, avem șuncă de presată, de nici nu știu de ce, de curcan, de asta nu știu că Mihai a luat și nu m-a spus de ce, dar e șuncă presată. Și le tăiem, uitați așa, avem aici 200 de grame, că este tăiat felii groasă și asta e grea, trage la gramaj. Și uitați, le tocăm așa mărunt, coțcă micuță, așa cuburi mărunte. Uitați că avem destul. Și avem aici ingrediente, avem ce băga în ea. V-am spus, dacă voi aveți altceva și vreți altceva, puteți băga orice aveți. Eu asta am acasă, am zis la Mihai să mieie, apoi o uitat să mieie Mihai. Că mai trebuia să mieie pentru... Asta trebuia să mieie porumb, măsline, na, mai multe. Și o uitat. Te rog să-mi dai bolul de acolo. Avem aici, uitați, un bol curat, unde o să băgăm noi toate ingredientele ce le tocăm, că o să vină amestecat, uitați aici așa. Deci acum, hai să întoarcem invers cuțitul, să nu fie cu vârful. Deci am tocat șunca, am băgat în bol. Acum o să tocăm ardeii. Uitați ce ardei mari fain avem, un gogoșar foarte fain, mare, roșu. Așa arată, eu am spălat-o. Acum o tocăm. Uitați, tăiem așa, o să tăiem felii subțiri și o să le tocăm. Așa. Uitați, le tocăm tot mărunt. Voi puteți să tăiați mai mari dacă doriți. Eu le toc un pic mai mărunt, vă spun de ce. Vă spun de fiecare dată că asta e adevărul și eu nu mint și nu mă ascund. Eu le toc așa mărunt din cauză să se facă mai repede, să nu stăm așa de mult aici după ea și din cauză la curent normal, că cuptorul meu e pe curent și consumă foarte mult. Și atunci, normal, încercăm să facem treaba mai subțire, mai mici, mai repede, ca să nu stăm foarte mult, că la noi, v-am spus, e și frig și nici nu vrem să stăm foarte mult aici, să ne îmbolnăvim și plus că să nu dureze mult. Asta e adevărul. De ce să mințim și să ne ascundem? Asta este, asta spunem. Așa că uitați-vă aici, le tai cât pot eu de mărunt, că dacă e tăiat așa mărunt, ce-i trebă? În 10 minute este gata și nu stăm atâta aici. Și ce spuneți, uitați ce ardei roșu fain avem, dar ce dulce, ce gustoasă e. Acum e iarnă, nu-i vară să punem foarte mult în ea. Punem mai puțin. Uitați, întorc cuțitul și trag în ea. Băgăm și ardei, vedeți, uitați.
Așa arată șunca ardei. Am aici un dovlecel foarte micuț, crud. Am spălat-o, dar eu nu o curăț de coajă. O lăsăm așa cu coajă, ca să vedeți cum o tăiem. O tăiem așa, felii subțiri, așa. Și după aia, după ce am tăiat felii subțiri, o să vedeți, le mai tăiem așa. V-am spus, ideea este să fie cât mai subțire. Deci tocăm tot subțire, mărunt. Vedeți? Așa. Da, stai că este o variantă mai simplă, să nu dureze așa mult. Imediat vă arăt. Uitați așa. Vedeți? Așa. Așa nu o să dureze așa mult. Le tem foarte, foarte subțiri. Așa. Vedeți? Așa. Felii așa, foarte subțiri. Uitați ce faine. Dar credeți-mă că asta se poate mânca așa crud. Și cum v-am arătat, v-am tăiat felii subțiri și acum le feliem. Uita. Așa, să meargă treaba mai repede. Dragii mei, uitați-vă aici ce subțire le-am tăiat. Să vede? Na, acum o băgăm și asta aici peste. E tăiată foarte subțire. Și se face foarte, foarte repede. Acum, haide să tăiem și telemeaua. Ciupercile lăsăm la urmă. Și zice că Miriam a zis că ea nu vrea ciuperci. Și la ea să nu punem ciuperci, o să punem în una cu ciuperci și în una fără. Că eu cu Mihai mâncăm. Una o fi a lui Miriam și una o fi a mea și a lui Mihai. Uitați, avem aici 350 de grame de telemea, din care noi acum aici am tăiat 100 de grame de telemea și le tăiem așa, uitați, așa lungi și după aia cuburi. Și asta le tăiem cât de mărunt și cât de subțire, că ăsta se topește. O să vedeți ce fain o fi. Uitați, acum le tăiem și așa. Aștept. Am băgat și telemeaua. Am pus telemeaua. Roșia vine peste. Hola. Eu o să tai acum pentru noi ciupercile care le rămâne pe tocător, care le tăiem, uitați, așa, foarte, foarte subțiri și asta, așa le tăiem. Și roșiile, mami, o să pun peste numai, nu bag în ea, peste numai, o să vezi. Lasă să... Și aia punem tot, o să vezi cum punem. Uitați cum le tocăm și ciupercile, care o să vină numai una, în alumirii nu o să vină ciuperci. Asta le lăsăm pe masă, umplem prima și a doilea amestecăm ciupercile. Ca să, dacă vroia și ea, le făceam împreună și era mai simplu, nu trebuia de două ori amestecat și pus. Finea o singură dată. Așa că imediat suntem gata.
așa că mai un pic, că nu cred că le tai tot, că e foarte mult, o să ajungă. Mai tai una și gata. Așa. Că știți că ciupercile când se face, ea se strânge, ea se adună, nu rămâne așa voluminos, că ea la coacere automat se strânge. Și uitați, am și tăiat, asta e mai mare, nu știu de ce au rămas așa. Am gata. Suntem gata. Deci ciupercile astea o să rămână aici. Deci nu o mut de aici, fiindcă v-am spus din ce cauză. Și acum să vedeți cum facem. O să punem puțin mărar aici, nu foarte mult, puțin. Așa, jumate de mărar punem aici. O să punem, eu am aici o farfurie cu furculiță. Și acum punem un pic, asta vine amestecat imediat. Uitați cum arată, de șuncă, telemea, ardei, dovlecei și o să vină și ciuperci, dar numai în jumate. Că v-am spus că într-o parte nu vine pus ciuperci. Da? Ce facem acum? Asta trebuie condimentat. Am pus un pic de piper. Uitați, punem și un pic de sare. Nu foarte mult, că știți că e telemeaua serată. Eu condimentez și ciupercile, ca după aia să nu mai pună condimente. Și acum o să batem decât două ouă în una. Da, să vă arăt cum facem. Și aici, și aici trebuie, de aici să nu mai pun sare și piper, punem condimente, puțin, nu mult. Atât. Acum asta să vă arăt. Deci aici, în asta tragem jumate. Deci numai jumate tragem ca să rămână și dincolo. Uitați. Deci asta jumate am tras aici. Jumate lăsăm aici. Și asta băgăm. Deci aici avem ciupercile și aici avem fără ciuperci. Că v-am spus că asta e alumiria. Amestecăm foarte bine cu legumele cu ou. Uitați așa. Le amestecăm foarte, foarte bine. Așa. Și vă arăt cum facem. După ce am amestecat, acum numai de prima ne ocupăm, să vă arăt. Uitați-vă aici. Deci ăsta e alu Miriam, care am condimentat-o, am ăsta, uitați. Acum chiar băgăm în pituță. O să vă arăt imediat.
cum. Mai vine ceva, că nu-i gata. Da, să vă arăt. Uitați. Deci am băgat în locașul ăla unde am... Și să vedeți ce facem acum. O să punem așa. Dacă voi aveți alt fel de brânză, vă rog să puneți alte. Eu din asta am, din asta pun. Și o să mai vine, că nu rămâne numai brânza asta, o să mai vine peste ea cașcaval răzălit. Uitați așa, dragii mei. Așa. Și acum o să introducem în cuptor. Dar trebuie să mai fac și asta la altă. Și răzălim cașcaval peste. Deci să-i mai pun la Miri, nici nu știu, să-i mai pun brânză mai multă, că la Miri îi place. Punem și două felii din asta. Asta e pentru Miriam numai. Hai, dați să facem loc. Așa, și asta punem aici. Vedeți? Și acum o să vină răzălit cașcaval și o să vină introdus în cuptor. Bine, hai. Și acum, dragii mei, uite. Eu pe ăsta mare, să fie mult pe ea. Uite, am folosit foarte, foarte mult cașcaval, dacă ați observat. Fiindcă asta când se topește... Asta scute o perfectă, pică pe aici. Așa. Să face așa o crustă peste. Acum cu alumiria m-am gătat. Acum o să încercăm să facem pe a noastră. Uitați. Cum v-am arătat, aici ce ne-au rămas jumate, am mai băgat ciuperci la noi, deci ăsta e pentru noi, ăsta e cu mult ciuperci, dacă ați observat. Uitați, ciuperci. Așa. Nu mai bag, eu zic că ajunge, e suficient de mult. O să mai tai numai câteva felii de brânză, s-am tăiat aici, să punem peste. Atât. Așa. O să tăiem și roșiile, să le am pregătite. Uitați așa. Atât. Nici nu mai tai altele, că ne ajunge. Că e foarte mult. Pot să bag ouă aici, că n-are nimic, chiar absolut nimic. Uitați. Băgăm ouăle. Deci am tocat legumele foarte mărunt, sare, piper, punem ouăle, amestecăm foarte bine, umplem pita. Deci, dacă mai trebuie, o să gust imediat și mai punem condimente, dacă e nevoie. Uitați, am băgat ou, amestec foarte bine. Și o să gust, dacă are nevoie, că poate mai trebuie, că aici am mai băgat ciuperci și nu știu cât e de condimentat. Vreau să văd dacă are gust.
Asta pune. Foarte puțin am pus. Dragii mei, ne-am pus foarte mult. Un pic, că nu vreau să fie sărată. Uitați-vă aici. Și acum, eu le pun de aici, o să vă arăt după aia. Că vreau să nu dau pe jos. Jos două, trei firuțe, dar apoi acum uitați-vă aici, am făcut, am apăsat așa. Acum punem și roșiile. Așa. Dai răzălitoarea. Și răzălim cașcaval peste. Acum mai adunăm dacă pică pe jos, că n-am ce să fac. Că normal, trebuia eu să răzălesc pe o farfurie și să le pun așa. Nu știu, în partea asta o picat. O să pun o picătură de ulei și o introducem în cuptor. Și asta este pita noastră umplută. Cam atât, dragii mei. O să pun acum un pic de ulei peste câteva picături. Introducem în cuptor. Și lăsăm vreo 10-15 minute să se topească cașcavalul, să se facă și înăuntru. Nu trebuie foarte mult, că după cum ați văzut, toate legumele le-am tăiat foarte subțire, foarte subțire. Deci, un minut și ei sunt făcuți. Așa că, așa arată. O să revenim. Dragii mei, vreau să vă spun un lucru. Deci v-am arătat, deci cum am făcut eu, v-am spus și vreau să-ți precizez un lucru pentru voi. Dacă voi, vreți, puteți să căliți pe foc legumele, le căliți, le trageți la tigaie, în ulei, un pic de ulei, un pic de unt, o trageți la tigaie și după aia le umpleți. O introduceți în cuptor și după aia puneți cașcavalul. Deci, normal așa se face, dar v-am spus, asta e varianta mea, așa vrem noi, că noi nu, ați văzut, eu am tăiat o fir de păr ca să se facă repede, să nu stăm noi atâta. Deci eu o să țin vă 10-15 minute în cuptor, să vedem cum e și după aia o scot și uitați, mai am aici, am răzălit și cașcavalul care am mai avut. După ce văd cum e înăuntru, mai pun și cașcavalul ăsta peste și mai o introduc încă o dată în cuptor. Deci v-am spus, să nu spuneți că nu v-am spus sau că n-am știut. Dacă voi vreți, deci asta e opțiunea mea. Deci așa, asta, dar normal să călesc legumele la tigaie. Și voi da, să o căliți. Dacă aveți timp și vreți să căliți la tigaie, umpleți și după aia le introduceți în cuptor. Revenim. Dragii mei, am scos, uitați, așa arată. O să e fierbinte, vreau să pun pe tocător să o tai, dar nu pot că e foarte fierbinte, așa că mai trebuie să stăm. Nu o să vă ținem pe voi atâta,
Da, noi mai așteptăm, o să tăiem și, bineînțeles, o să mâncăm. Asta e a lumirii și asta e a noastră cu ciuperci. Înăuntru mă gândesc că e foarte bun. O să vedem, o să gustăm. Bineînțeles. Așteptăm să sărăcească. Sper că vă place cum arată. Sper să vă încercați și voi, că ați văzut că e ceva deliciu. S-a făcut foarte bine. O să vă arăt. Să vedeți. Așteptăm un picuț. Că nu putem, nu pot să nici să pun mâna pe ea atâta de fierbinte. Așa că trebuie un pic măcar să sărăcească ca să pot să pun mâna pe ea să o tai. Dragii mei, uitați, eu am tăiat-o în două, așa arată, vedeți? Uitați, așa arată, încă e fierbinte, nu putem mânca din ea. E foarte bine făcut, faceți-l și voi. Și, cum v-am spus, este delicios, dar nu putem mânca că e fierbinte. Eu vă pup, vă mulțumesc că m-ați urmărit, faceți și voi că nu o să vă pare rău. E un deliciu, se face foarte repede, în câteva minute și mâncați ceva rapid și bun. Așa că vă mulțumesc mult, vă pup, vă îmbrățișez și vă spun la revedere!